Precedent periculos la primăria Târgoviște. Actuala administrație portocalie a Târgoviștei a pus bocancul pe primăria municipală și a interzis accesul cetățenilor orașului la ședințele de Consiliu Local, care, conform legii, sunt publice. Pentru că nu a vrut mușchiul lui de primar să-l vadă în sală pe tânărul Gianni Gheorghe, un orfan de la casa de copii fără nimeni pe lume, Gabriel Boriga a ordonat polițiștilor comunitari să nu-l lase pe acest cetățean să intre în primărie la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, care a avut loc joi 25 noiembrie. Prin gestul său, edilul și-a depășit atribuțiunile, obligându-și practic subalternii, adică poliția comunitară, să încalce legea. Din dorința de a-l ajuta pe acest tânăr și așa bătut de soartă, să intre la ședință și să-și prezinte consilierilor locali situația dramatică în care se găsește, consilierul local PSD, Teodor Vasiliu, a fost victima unui atac violent venit din partea polițiștilor comunitari, care au dat dovadă de mult exces de zel. Referitor la acest caz, fără precedent, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul Iancu Caracota, a declarat că așteaptă raportul poliției, care a demarat deja cercetările, dar a ținut să sublinieze foarte clar că legea trebuie respectată, că orice cetățean al municipiului Târgoviște are voie să participe la ședințele publice ale Consiliului Local. Din câte știu eu, ieri s-a făcut o sesizare sau, să spunem, o plângere împotriva poliției comunitare. Organele, respectiv poliția, cred că își va face treaba pentru a ne lămuri ceea ce s-a întâmplat la primăria municipiului Târgoviște. Este clar că legea trebuie respectată, este clar că orice cetățean al municipiului Târgoviște are voie să participe la ședințele care sunt, după cum știți dumneavoastră, deschise ale Consiliului Local. Nu contează că este Târgoviște sau orice alt oraș sau comună din județ sau din România. Nu pot să spun nimic mai mult astăzi până când nu am rezultatele anchetei care a fost declanșată. În momentul în care se va face lumină, îmi voi da părerea și voi spune ceea ce gândesc și ceea ce cred eu.